ocazie, vă propun să începem ședința ordinară de astăzi. Din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 35, un absent motivat. Ședința fiind legal constituită, își poate desfășura lucrările. Având în vedere problemele care avem la ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe domnul Neculai Lupu, rectorul Universității Georgi Bacovia Bacău, doamna Rodică Știuca, directorul general de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, Lăduța Apeleanu, director la Serviciul Public Județean de Drumuri, Chelaru Ana Daniela, președinte executiv la Aeroportul Internațional George Enescu, director executiv și director executiv al Științei Direcției Aparatului de Specialitate și reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 septembrie 2016. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 2016 al județului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind renunțarea județului Bacău la calitatea de membru al Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală Gal Bacăul Verde și al Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală Gal Valea Cazlău. Proiect de hotărâre, 4 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între județul Bacău și județul și comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Zvorul Berheciului, Coloneștiului, Titoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podul Turcului, în vederea implementării proiectului Regiunea Nord-Est, axă rutieră strategică 3, Neamț, Bacău, drumul județean 207D, la limita județului Neamț, Traian, DN2F de la kilometrul 28 până la 50, DG248 limită județul Francia Pădătul cu izvorul Berheciului la kilometrul 25 până la kilometrul 83 și DG241A izvorul Berheciului Secuiel kilometrul 64 până la kilometrul 78. 7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Națională cu Participare Internațională Devianță și Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective, ediția a doua. 8. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Semeș. 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu către SECE Auto XXL SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 10 diverse, punctul care era trecut la diverse l-am retras pe ordinea de zi și vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc! În unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a intra, a da cuvântul pentru primul punct al ordinii de zi, vreau să-mi permiteți să urez colegilor noștri care luna aceasta și-au sărbătorit ziua de naștere, domnul Sorin Șova, domnul Ovidiu Remu Cojocaru, domnul Vasile Izvoranu și domnul Dumitru Brăneanu, să urăm sănătate și la mulțumesc! Dăm cuvântul doamnei secretar județului, doamna Elena Sfirina Zană, care va spune spre aprobare procesul de la ședința anterioară. Potrivit prevederilor legii administrației publice locale, publicată și atingerile și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul județului supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile anterioare menționate, domnule președinte, vă rog să supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din luna septembrie 2016. Stimați colegi, vă supun spre aprobare procesul verbal de la ședința de luna. Cine este pentru?
Împotriva, abține și mulțumesc, unanimitate. Trecem la punctul 2, al ordinii de zi. Și dau cuvântul doamnei director Mica pentru a da citire expunerii de motive privind aprobarea codului de execuție bugetară pe domeniul 3.2016. Vă rog, doamne. În luni, aprilie, iulie și octombrie, pentru că mai stresivați și cel pe care se cere pentru facea în patrulea, de pentru au obligația de a prezenta în ședință publică, stabilită și aprobare, execuția bugetelor în pășurile de cel nou secțiune. Cu scopul de a aici menționat în pierdă la procurarul de colectare a ministrului spune fiecare bugetar. În sinteză, execuția bugetului, la urmă, trebuie să prezentați. La parte de venituri, s-au aprobat proiecte bugetare în sumă de 226.970 de lei, din care tot trimestrele în lucruri, în sumă de 237.146 de lei. Din datele de prezentare, venituri totale a fost realizate în funcție de 97.5%, iar pe secțiune, la secțiunea de funcționare, în procent de 95.18%, iar la secțiunea de dezvoltare, în procent de 109.42%. La parte de cheltuielile, pentru anul 2016, s-au aprobat credite bugetare în sumă de 320.780 de lei, din care pentru trimestrele 1-3, în sumă de 271.952 de lei, reprezentând 76.16%. Pentru trimestrele 1-3, tot pierdere la partea funcțională s-au realizat în procent de 85.24%, iar la partea de dezvoltare în procent de 51.60%. Așa cum sunt reprezentate în analiză. Excedentul total al bugetului local la primele perioade este în sumă de 24.160 de lei, din care aferențe timp de funcționare 19.728 de lei și secțiuni de dezvoltare în sumă de 4.433 de lei. Ajungem pe drept că la sfârșitul trimestrului 3, al anului 2016, în casele înregistrate pe total venituri, mai cum și pe cele două secțiuni ale bugetului, depășesc nivelul cheltuielilor actuale, la parte de cheltuieli, concluzionăm că nu se impune cheltuielilor cheltuielilor în funcție de cuantumul venitorilor încasate. Analiza privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, resurse de finanțare, s-a efectuat pe baza contului de execuție la data de 30 septembrie 2016. Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al județului Iași face discuția acestea. Da, vă mulțumesc, doamna director. Dacă este vreo intervenție? Dacă nu vă supun aprobării acestui la ordine de zi, cine este pentru? Vă mulțumesc. Nu mai multe dacă a fost aprobat, deci la punctul 2 la ordine de zi. Vreau să dau citire proiectul de hotărâre privind renunțarea județului Bacău în calitate de membru al Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală TAL Bacăul Verde și Asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală TAL Valea Țelevinului. Obiectivul principal al celor două structuri asociative non-guvernamentale referite mai sus a fost implementarea strategiilor și planurilor de dezvoltare locală realizată pentru dezvoltarea comunității locale pe teritoriul acoperit de acestea. Facem precizarea că, în conformitate cu prevederea articolului 8 alineatul 1 din statutul Asociației GAL Bacăul Verde, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean din 104 din 2016, precum și al articolului 8 alineatul 1 din statutul Asociației GAL Valea Tazlăului, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean 103 din 2013, ieșirea din asociație poate fi realizată prin renunțarea la calitate de membru adresată președintelui asociației. Având în vedere că scopul aderării județului Bacău la aceste asociații a fost realizat și faptul că obiectivele principale ale grupurilor de acțiune locale au fost atinse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind renunțarea județului Bacău la calitatea de membru al asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală Bacăul Verde și al asociației Grupul pentru Dezvoltare Locală Valea Zelepinului. Valea Tazlăului. Vă
pun la vot sau dacă sunt sigur discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu, vă să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Unanimitate. A fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Dau cuvântul domnului director Sava. Deci e vorba de modificarea faptului de funcție la programul de Consiliului de San Paolo, ca urmare a promovării personalului implicat profesional în transcriptor. În cadrul demisiei de specialitate, și acum am spus, respectiv direcția juridică și administrație administrativă, direcția economică și juridică și calitate și direcția resurse umane și management. Astfel, în perioada 17-18 octombrie 2016, s-au organizat examenele de la promovării implicat profesional, atât la funcționarul public, cât și la personalul contractual, potrivit la faptelor finale, numărul 17.055 și 17.060, al examenului de promovare în grad profesional a funcționarului public, cei trei candidați înscriși și au fost declarați admiși și având dreptul de a promova în gradul profesional imediat superior celui deținut. De asemenea, potrivit procesului verbal 16.921, privind promovarea personalului contractual, la examenul de promovare a acestora, singurul candidat înscris a fost declarat admis, având dreptul de a promova în gradul profesional imediat superior. În proiectul de hotărâre s-a propus și transformarea 10 funcții publice vacante în funcții publice cu altă numărie sau în funcții publice de nivel superior sau superior, precum și transformarea 3 posturi contractuale vacante în posturi contractuale cu altă numărie, cu încadrarea unor maxime de posturi aprobate și în limitul de fonduri bugetare în anul alocat. Având în vedere cele prezentate, propun să le aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții. Mulțumesc și eu dacă sunt ceva intervenții la acest punct al ordinii de zi. Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Unanimitatea a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Privind aprobarea regulamentului și de organizare și funcționarea serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Bacău. Acreditarea serviciilor sociale constând în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate și atestarea respectărilor prin emiterea licenței de funcționare de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârste prin instituțiile publice aflate în subordinea sa. Conform articolului 2 aliniat 1 din hotărârea de guvern 867 de 2015, pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadrului de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu serviciului social care conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înființare, organizarea și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcțiile și activitățile principale, condițiile de accesare, drepturile și obligațiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile orientative de personal. Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în nomenclator se încadrează într-unul din cele 4 tipuri de regulamente cadru prevăzute în anexele la hotărârea aceasta de guvern 867 din 2015. De asemenea, potrivit articolului 3, aliniatul 1, din același act normativ, furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre a organului de conducere prevăzut de lege. Elaborarea regulamentelor proprii de organizare și funcționare se realizează cu respectarea modelului cadru al regulamentului aplicabil, a legislației specifice, a convențiilor internaționale ratificate prin lege și a celorlalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și a standardelor minime de calitate aplicabile. Față de cele prezentate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor furnizate de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din Bacău. Dacă sunt intervenții la acest proiect, doamna consilier Marius. Da, vreau să informez Consiliul Județean, colegii consilieri, că am participat la ședința Colegiului Director
în urmă cu câteva săptămâni, când s-a discutat și aprobat cu multă răspundere și competență aceste regulamente, iar membrii colegiului director s-au angajat să facă tot ce le stă în putință ca aceste regulamente să fie cunoscute la nivelul personalului din subordine care le implementează, în așa fel încât să crească eficiența activității în cadrul acestor servicii. Vroiam să informez acest lucru pentru a cunoaște că aceste regulamente au fost cu multă răspundere discutate și aprobate de către toți membrii Colegiului Director din cadrul Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului. Da, mulțumesc. Sunt obligați ca toți să cunoască regulamentul la care au lucrat de altfel, pentru că în baza acestor regulamente se obține acreditarea și mai licențierea, deci nu pot să funcționa. Dacă mai sunt atâta de dacă nu vă supun aprobării proiectului de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Opoziție. Unanimitatea a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Județul Bacău, în colaborare cu Județul Neamț, intenționează să depună proiectul strategic Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT. Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea 165,563 km pe drumuri județene, aflate pe teritoriul județului Neamț și Bacău, din care 94,516 km de drumuri județene pe teritoriul administrativ al județului Bacău, respectiv DJ207 de limită județ Neamț, Traian, DN2F, kilometru 28 până la kilometru 50, drumul județean 241, limită județ Vrancea, podul Turcului, izvorul Berheciului, drumul județean 241 a izvorul Berheciului, Secuie, ca parte componentă a axei rutiere strategice 3. Neamț-Bacău, evidențiat în planul de dezvoltare regională Nord-Est, document programat care a stat la baza elaborării Programul Operațional 2014-2020. Proiectul propus va contribui nemijlocit la revitalizarea socioeconomică a unei zone cu o dezvoltare structurală deficitară prin asigurarea unei conexiuni de calitate la drumurile naționale și la rețeaua TNT. Facem cunoscut că pentru traseele de drum ce fac cele două județe se vor depune cereri de finanțare individual pentru fiecare județ. Față de cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre județul Bacău și comunele, de unde va trece drumul județean, Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvorul Berheciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăvănești, Podul Turcului, în vederea implementării proiectului Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3 Neamț-Bacău cu drumul județean 207D. În timpul solicitantului, la condiții specifice de accesare, prevede că în cazul în care un traseu al drumului județean va atinge o comună ce asigură continuitatea trasei, se va încheia un acord de parteneriat între UAT-ul județ și UAT comună, dacă prin proiect se intervine pe perspectiva pe respectiva funcțiune de drum județean. De pentru care vă supun spre aprobare acest proiect. Mai menționez că cele două așa se depun documentațiile și cele de finanțare individual pentru fiecare județ, dar dacă unul din cele două județe, documentația depusă, nu îndeplinește condiții de eligibilitate, ele nu pot merge decât împreună. Deci, automat, este descalificat și celălalt județ. Deci, numai în colaborare
putem merge. Iar rețeaua TNT este rețeaua transeuropeană de transport, care este un proiect al Uniunii Europene care prevede crearea de rețele complete de transport auto. Dacă sunt discuții la acest... Domnul consilier Mac, vă rog. Stimați colegi, domnule președinte, nu mai scot în evidență importanța acestei infrastructuri, acestor parteneriate, atât de necesare, eficiente și oportune. Un singur lucru ar vrea, dacă cineva poate să aducă niște explicații vis-a-vis de o colaborare cu județul Neamț pe drumul DG241C. Din câte știu, Neamțul a venit până la intersecția din Comuna Uniceni, a venit cu modernizare, urmând ca noi să o preluăm spre Ghifoba, respectiv spre Roșior. Când intră aceste porțiuni de drumuri în modernizare, dacă le avem în vedere, deci nu ne-am băgat acum, mă gândeam la oportunitate. Pentru că dacă noi băgăm acum, s-ar putea să regăsăm așa mai mult timp. Importanța acestor porțiuni de drum știu foarte bine că asculta distanța dintre Comuna Lipova și Bacău, aproximativ 15 km. Sigur că ar îmbunătăți tot ce înseamnă comunități, localități pe partea Roșiorului, Comunei Roșiori, și sigur că ar fi foarte benefic pentru județul Bacău. Dacă cineva poate să aducă explicații vis-a-vis de 241C. Mulțumesc. Doamna director, Ateneam este? Da. Eu știu că am avut o discuție acolo săptămâna trecută cu o privatizare prin care v-am era și acest drum și am făcut toate cele. Dacă da, puteți da câteva detalii. Deocamdată, pentru că nu trebuie să vă rog și nu avem un proiect de rulare, dar mai avem o oportunitate de 2,5 km de la Roșior și la Vara Mare. În strategia de votare, o să avem în vedere și aceste proiecte de 2,5 km. Deci noi o să stabilim, am cerut toate proiectele să ne facem și noi o prioritizare pentru 2017, 2018, 2019. De altfel și cel pe care l-am propus astăzi este o muncă de 2 ani de zile, documentația, vizare și știm foarte bine. Deci le discutăm împreună și le prioritizăm împreună. Da, bine, mulțumesc. Domnul Consiliu Rochean. Mulțumesc, președinte. Domnul președinte, stimați colegi, pentru că proiectul se referă la infrastructura județeană, vreau să semnalez un fapt pozitiv în ceea ce privește drumul dintre Odeș și Bacău. În ultima vreme am început lucrări de asfaltare. Ele nu sunt așa foarte ample, dar pentru moment rezolvă problema blocurilor și a crepătorului de drum. Se vede treaba că demersul pe care am început acum un an nu a fost în bar, chiar dacă atunci când am început era privit cu neîncredere, ce precis, fără privit la un act domnul Chihotescu. Iată că nu este an și autoritățile care au în administrare acest drum s-au mișcat, au făcut ceva. Noi vom continua demersul pentru că, în opinia noastră, această asfaltare nu rezolvă probleme substanțiale de fond ale relației pe direcția Brașov-Onești-Bacău. Mulțumesc! V-au ascultat tehnocrații, domnul. Da, dar mai sunt alte interese. Cine o face, e bine făcut. Orice act. Mă rog. Dacă nu, vă supun aprobării proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. În unanimitate a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Vă rog să-mi permite să dau citire expunerii motive.
Universitatea George Bacovia, prin Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, a solicitat sprijinul județului Bacău prin adresa din 13.10.2016 înregistrată la Consiliul Județean, în vederea desfășurării proiectului Conferința Națională cu Participare Internațională de Vianță și Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective, ediția a doua 2016. Scopul proiectului este de a dezvolta cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniul devianței și criminalității prin reuniunea unui larg colectiv de profesori universitari, cercetători și doctoranți, în vederea prezentării unor lucrări științifice originale care să reflecte evoluția tendințelor și perspectivelor existente în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității, precum și impacturile pe care le are în domeniul politic, economic, social și cultural la nivel național, regional și județean în cadrul Conferinței Naționale cu Participare Internațională organizată cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea Universității George Bacovia din Bacău. Beneficiarii direcți ai evenimentului pot fi peste 200 de persoane, profesori universitari, cercetători, masteranți, studenți, cadre didactice din învățământul preuniversitar, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori, judecători, medici, legiști, medici, psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității din țară și din județul Bacău, care vor prezenta sau după caz vor asista la prezentarea lucrurilor științifice la cadrul conferinței și 20 de invitați speciali. În cadrul conferinței vor fi prezentate pe secțiuni lucrări științifice care vor fi urmate de dezbatere cu impact pozitiv asupra prevenirii și combaterii devianței și a criminalității prin prezentarea ultimelor noutăți în domeniu, promovarea activității de cercetare științifică în domeniu și dezvoltarea la nivel național și internațional în domeniul cercetării științifice, favorizând dezvoltarea relațiilor pe plan local și internațional dintre universitate, instituții publice și instituții ale administrației publice. Pentru a da amploarea manifestării aniversare, se va organiza și o expoziție de carte juridică de către editura Universul Juridic și vor avea loc lansări de carte specifice domeniului conferinței. La finalul manifestării științifice se va edita și tipări volumul cu lucrări științifice care va fi distribuit partenerilor, participanți, organizatorilor și va intra în circuitul bibliotecar. Pentru buna desfășurare a proiectului s-a fundamentat un buget total de 22.460 de lei, din care se solicită județului Bacău suma de 10.000 de lei pentru cheltuieli specifice manifestării, mape, conferințe, pixuri, diplome de participare, cursoane, editare și multiplicare program conferințe, cheltuieli pentru realizarea de materiale publicitare, publicitate presă locală, cheltuieli cu concepere, pagini web și cheltuieli de cazare. Diferența de 12.460 va fi suportată de Universitatea George Bacovia din Bacău și referită cheltuieli pentru realizarea de materiale publicitare, afișe, publicitate presă locală și pentru mapă și materiale pentru mapă participanților. Totodată, Universitatea va contribui în plus cu partea logistică a proiectului, mai exact va pune la dispoziție resursa umană, săli de conferințe, echipamente IT și așa mai departe. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Națională cu Participare Internațională de Vianță și Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective, ediția a doua 2016. Am invitat, așa cum am prezentat la început ședinței de astăzi, am invitat pe domnul rector, domnul Nicolae Lucu, care îi rog să vină cu scurt cu câteva detalii. Domnule președinte, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor consilieri județeni, membri al aparatului administrativ, reprezentanți ai presei, mă încearcă o oarecare emoție participând astăzi alături de dumneavoastră, pentru că din iulie 2004, de mai bine de 12 ani, nu am mai avut ocazia să particip la o ședință de Consiliul Județean. Au trecut ani și ne revedem din nou, sper, sub auspicii mai bune. Conferința Națională de Vianță și Criminalitate, organizată de Catedra de Drept a Universității noastre,
avându-l ca manager de proiect pe colegul meu, domnul profesor Neluniță. Este la a doua ediție și își dorește să adune la aceeași masă a discuțiilor, pe de o parte, profesor universitar de la facultățile de drept din țară și studenți, de asemenea și profesori de învățământul preuniversitar, pe de o parte, pe de altă parte, vrem să atragem profesioniști de marcă din justiție, parchet, poliție, penitenciare, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, avocați și nu în ultimul rând, reprezentați din administrația centrală, județeană și locală și de ce nu primarii municipiului, primarii județului Bacău, pentru că punem în discuție o problemă fundamentală pentru societatea românească, deviața și criminalitatea care se remarcă, între ghilimele, la orice vârstă. Dacă pentru delinvența juvenilă intervine familia, școala până la o limită, biserica, pentru cei maturi problema rămâne descoperită, pentru că iată, în ultimii 20 de ani, mai bine, comunicăm din ce în ce mai puțin, socializăm din ce în ce mai puțin, iar societatea civilă nu prea se manifestă, n-are prin ce, n-are instituțiile sale, asociații de profesionale, ONG-uri care să atragă oamenii la teme de discuție prin care să comunice și să își susțină problemele. Nu vrem doar să fie o dezbatere ceea ce organizăm noi. Vrem ca luările de cuvânt și tematica prezentată de cei de participanți să le cuprindem în revista de drept a Universității care este acreditată CNSIS la cel mai înalt nivel de minister și să o depunem la instituțiile statului, începând de la președinție, parlament, guvern, administrații locale, în scopul nu doar de a fi cunoscute ideile, ci chiar să venim cu propuneri de modificare a legislației. De aceea le depunem și la parlament și la guvern. Și bineînțeles, administrației locale. Vreau să mai adaug că Uniunea Europeană, așa cum bine știți, își dorește în 2020 să devină cea mai competitivă și mai dinamică economia lumii, mergând pe elementul de inovare sub denumirea de dezvoltare inteligentă. Aceasta înseamnă că universitățile sunt atrase într-un mod special, mai mult decât până acum, pentru că, iertat să fiu, cercetare fundamentală, la ora actuală, aproape 90% se face numai în universități, pentru că institute cercetări s-au cam desființat și au rămas doar universitățile sub egida Academiei să facă cercetare fundamentală. Și pentru aceasta se oferă fonduri europene. De aceea noi avem nevoie de parteneriate cu administrația locală, județeană și locală și am dorit să fiți partenerii noștri nu doar în acest proiect, ci și în alte proiecte, pentru că sunt probleme care ne preocupă împreună și rezultatele pe care vrem să le obținem nu sunt doar, să nu fie doar, eu știu, în beneficiu doar al universității, ci în beneficiu județului Bacău. Și dumneavoastră cunoașteți, aveți în județul Bacău doar două universități cu care e bine să aveți parteneriate, pentru că amândouă, și nu doar universitățile din Bacău, ci toate universitățile din țară, în ultimii ani, în ultimii 10 ani, se confruntă cu două probleme fundamentale. Lipsa studenților și lipsa de resurse. Dacă noi, ca universitate, dacă universitatea de stat mai primește bani de la buget,
Noi, ca universitate privată, nu primim nimic și nici măcar 5-6 burse pe care să le oferim șefilor de promoție. Nici măcar acest lucru nu primim. Din această cauză avem nevoie de parteneriate cu administrația, pentru că singuri e greu să accesăm fonduri europene. Și nu doar cu administrația publică, ci și cu diverse agenții economici, cum e Camera de Comerț, dar la aceste proiecte comune să avem parteneri din administrația publică. Eu mă opresc aici, dacă aveți întrebări, colegul meu, domnul profesor Niță, care e managerul proiectului, vă stă la dispoziție. Vă mulțumesc că ne-ați invitat și, bineînțeles, veți fi invitați să participați și dumneavoastră, nu numai conducerea, ci și dumneavoastră consilieri județeni care doriți, să vedeți cum se vor desfășura lucrările, pentru că anul trecut, fiind prima ediție, am avut oarecare emoții, însă participarea a numeroase personalități interesate ne-au dat speranță și vrem să continuăm această manifestare pe care vrem să o înscriem într-un cadru mai larg, și anume faptul că noi, Universitatea George Bacovia, împlinim 25 de ani de la înființare și vrem să dedicăm și acestui eveniment și acestei sărbători acest eveniment. Vă mulțumesc și sperăm să... Mulțumim, domnule rector. Vă rog, dacă sunt intervenții pe marginea domnului consilier Pojocar. Am urmărit cu atenție acest proiect și am constatat cu bucurie că în grupul Sinta se regăsește și cadrul de didactice de învățământul comunului de Sinta și am mai constatat că partener este Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Firesc, dacă ne gândim la faptul că aproape toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar sunt oricum implicate în activități specifice de prevenire și combatere a deviației și delicvenței. Aș dori pentru organizator să fac trei propuneri. Prima, dacă se poate, o implicare mai intensă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în acest timp de experiență, având în vedere actorii, se numesc, implicați în acest proiect, educabile și educați, cadre didactice și elevi. Doi, în limita posibilităților, anumite materiale care vor fi promovate la urma acestei conferințe, să ajungă, măcar într-un exemplar, la toate liceele din județul Bacău. Sunt convins că ele vor fi folosite de dirigenții care lucrează în aceste licee. Și trei, cred că n-ar fi rău ca o secțiune a conferinței să se adreseze în mod special preuniversitarilor și ca o garanție, poate că n-ar fi rău ca membru în Comisia Științifică, să numit-o, să fie inspectorul general, care se poată să atragă cât mai multe catalizații la acest proiect. Mulțumesc, doamna Mergea. Consilier? Doamna? Ne mai fiind alte intervenție, înainte de a vă supune la vot, vreau să menționez importanța parteneriatului pe care îl avem și deschiderea și de a strânge rândurile în ceea ce privește strategia de dezvoltare a județului. Lucrăm acum la actualizarea strategiei după ultimele acte normative și ghidurile solicitante pe diferite programe de finanțare, atât cu mediul de afaceri, dar și cu mediul academic, prin cele două universități și cu toate unitățile administrativ-teritoriale. Pentru a găsi cele mai bune soluții și după aceea cele mai bune variante de finanțare pentru o dezvoltare și pentru o strategie, așa cum
este într-adevăr în strategie inteligentă, dar sigur că de dezvoltare, dar aici ne gândim în urma evaluării câte comunități din județul Bacău trăiesc în sărăcie extremă. Deci sună foarte frumos, dar noi avem foarte multe probleme care încă trebuie să găsim soluții, să rezolvăm și să găsim resursele necesare pentru a oferi și a da valoare acelor zone și acelor comunități care trăiesc în sărăcie extremă. Vă mulțumesc mult de tot. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abține? În unanimitate a fost aprobat. Și cu permisiunea noastră trecem la următorul punct al ordinii de zi. Privind demiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza Comunei Zemeș. Primarul Comunei Zemeș a solicitat într-o adresă către Consiliul Județean emiterea unui aviz pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor locale, precum și asupra tarifelor de utilizare a zonei drumurilor de interes local. Serviciul Public Județean de Drumuri ne aduce la cunoștință că tarifele propuse de către primarul Comunei Zemeș în anexele 1 și 2 se încadrează în prevederile legale în materie. Facem precizarea că în conformitate cu prevederea articolului 49 alineatul 2 și alineatul 22 litera C și ale articolului 47 alineatul 7 și alineatul 10 litera C din ordonanța guvernului 43 de 97 privind regimul drumurilor, modificările și completările ulterioare, administratorul drumului stabilește tarife suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depășirea maselor și sau dimensiunilor maxime admise, precum și tarife pentru ocuparea zonei drumului și excepțiile de la plata acestora care se aprobă prin hotărârea Consiliului Local cu avizul Consiliului Județean. Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind demiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumului de interes local situate pe raza Comunei Zemeș. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui material, dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost aprobat. La următorul punct al ordinii de zi, o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Birbiță Marius pentru a prezenta expunerea de motive. Vă rog, domnul vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru SC Auto XXL Onești, efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. Are la dosar toate documentele cerute de lege. Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate, dar nu mai mult de 3 ani. Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea licenței speciale Nicorești-Onești pentru SC Auto XXL Onești în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Liceul Teologic Fericitul Ieremia din Onești pentru transportul unui număr de 51 de elevi din Comuna Pârgărești ce învață la acest liceu. Având în vedere cele mai sus menționate, domnule președinte, vă rog mult să supuneți la vot. Mulțumesc, dacă sunt intervenții la acest material. Dacă nu, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Vă mulțumesc mult de tot. În unanimitate a fost aprobat. Diverse. Domnul consilier Oteanu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, la ședința trecută, un grup de consilieri județeni liberali nu au putut participa pentru că au fost la o misiune la Bruxelles. Scopul misiunii a fost acela de a ne informa despre modul de funcționare a instituțiilor europene
și de posibilitățile de finanțare directă, având în vedere că după terminarea ciclului financiar 2014-2020 nu vor mai fi finanțări din vorba de aceleași de finanțări. Am invitația a fost făcută de europarlamentarul liberal Mihai Sotanu și împreună cu 22 de primari am luat contact cu instituții europene, am aflat ce posibilități de finanțare sunt și totodată am primit în premieră de la parlamentarul menționat un ghid de finanțare directă de la Bruxelles, ghid pe care l-a elaborat domnia sa împreună cu un alt europarlamentar, Cristian Bușor. În acest ghid se găsesc programe de finanțare pentru educație, sănătate, cultură și media, mediu, agricultură și dezvoltare rurală. Credem că acest ghid este un instrument util pentru orice administrație locală și de aceea îl punem la dispoziția secretariatului la Consiliul Județean pentru a fi transmis către toți primarii județului Bacău. Mulțumesc! Da, mulțumim pentru informarea asta, dar trebuie să o transmiteți către fiecare primar al Oatenului și către fiecare consiliu local. Deci, aș avea și eu câteva chestii. Am vrut să se ridicați problema legată de ceea ce se întâmplă la Onești cu apa. Am avut o intervenție și o solicitare de partea primarului de acolo pentru a media cumva erau în risc de a se sista furnizarea apei la Onești prin neplata de către societatea privată care își desfășoară acolo activitatea, neplata către CRAT a datoriilor și sunt în faza de a fi executați de privire judecătorești. Am mediat această întâlnire. La întâlnire au participat toți factorii și toate părțile de la administrative teritoriale, primarul, împreună cu secretarul din municipiu, reprezentanții societății private Seceapă Canal și a fost invitat și prefectul județului în calitate de reprezentant al guvernului și de președinte al Comitetului Situației de Județean în Situații de Urgență. S-au desprins câteva propuneri și în Consiliul de Administrație la CRAC s-a găsit o soluție pentru a nu rămâne și a nu sista apa în municipiul Bacău, în municipiul Onești, pardon, dar am constatat la această întâlnire că societatea respectivă nu deține nici licență și nici contract de legare de gestiune. Ca atare, tariful pe care îl folosești trebuie reglementat de către ANRSC, ceea ce ANRSC-ul, prin răspuns la adresa solicitarea făcută atât de compania respectivă, de societatea respectivă, cât și de către primărie, spun că funcționează ilegal. Deci eu aș dori cei care consiliul județean, care sunt din zona Unești, să aprofundăm un pic această problemă. Iar ceea ce s-a întâmplat ieri a fost o avarie, nu are nicio legătură cu discuția respectivă, a fost o avarie în zona Pârgărești, pe care s-a remediat, iar astăzi am înțeles că se trece la umplerea conductei și a furnizat din nou apă în zona respectivă. E vorba de municipiul Onești și încă patru comunități de acolo. V-aș ruga atât domnul consilier Olteanu, cât și domnul consilier Belceanu să aprofundăm un pic această chestiune, care este mai mult din punct de vedere juridic, dar să urmărim de aproape pentru a nu suferi populația din cauza unui litigiu dintre o societate privată și compania regională de apă. Mulțumesc. Și cea de-a... Noi urmărim, dar nu putem ști când au loc aceste întâlniri. Vă fac de fapt un aflu
că având loc această întâlnire la care ați participat și dumneavoastră, e bine că ați participat, e bine că v-ați informat. Soluții sunt acolo, în opinia mea, ce mai trebuie este, trebuie voință, pentru că situațiile sunt oarecum confuze așa, din punctul de vedere al operării sistemului. Nu știu dacă ați aflat, de exemplu, acele instalații care au fost realizate chiar în parteneriat între Consiliul Județean și Consiliul Local, sunt operate tot de apă canală. Deși societatea, primăria, Consiliul Local Onești, are o societate care are ca scop, care are ca obiect de activitate, serviciul de furnizare de apă și canalizare. Deci, iată aici o anomalie. Pentru că ar fi trebuit odată și acest, care este chiar în proprietatea Consiliului Local, această instalație, dar trebuie să o opereze acel operator. E adevărat că au fost niște obstrucțiuni din partea celor de la apă canal, din partea prefecturii, la un moment dat, ca acest operator municipal de apă să nu fie activ, să nu poată opera. Dar acum el a trebuit să opereze. Și în opinia mea, probabil s-a aflat acolo litigi este legat de sistem de rețeaua de canale, de conducte, deci rețeaua de furnizare a apei și de canalizare este discutată de altul canal și municipalitatea Muneștean. Cred că soluția de acum ar fi următoare. Activitatea și să fie preluată de societatea municipalității până la soluționarea litigiului. După soluționarea litigiului, dacă justiția va considera că este a operatorului privat, va plăti municipalitatea de operatorului privat, dacă nu, va rămâne în administrare și în proprietate. Da, eu îmi vorbim că această societate nu are licență pentru că funcționează ilegal. Ar trebui dat și contracte delegate de gestiune către Compania Regională de Apă. Nici municipalitatea, domnul Băsie, nu va fi. Este către societatea apă municipal a Consiliului Local. Există această societate. Așa se rog prin domnul care este și președintele Adibului să... Domnul Consilier, și apă municipală canal trebuie să aibă licență de funcționare. Ca atare, neavând licență de funcționare, nu poate face ilegal acest serviciu. Cel mai corect ar fi să intre în posesia municipiului Onești, să intre în posesia acelor conducte, după care să dea contractul de delegare către CRAB. Asta e singura situație posibilă și care poate fi și eficientă. În rest, încă ne lovim de chestiuni juridice între cele două companii. Pe de o parte compania Apă Canal Onești, pe de altă parte CRAB-ul și a treia care se interpune, primăria municipiului Onești, care a picat, din păcate, între scaune, cum se spune, între litigiul dintre cele două societăți. Nu știu, eu personal, la momentul ăsta, nu aș putea să dau o soluție atâta timp cât, din punct de vedere juridic, proprietarea asupra acelor conducte de apă și canalizare nu se vor rezolva. La momentul acesta nu se știe cine e proprietarea acolo, pe acelea. Corect, ne știm cine e proprietar, că sunt introduse în acțiunile apă canal, că nu sunt introduse. Trebuie să cineva să clarifice aspectele juridice din această perspectivă. Cam aici ne aflăm. Da, mulțumesc, domnului vicepreședinte. Vă mai rețin atenția doar câteva secunde. Ați văzut și astăzi pe ziarul Deșteptarea, că ea a dus în prim plan imaginea clădirii în care ne desfășurăm și noi activitatea aparatului administrativ. Să știți că imediat după constituire, ca oricare dintre dumneavoastră, văzând clădirea, vrei să faci și să intre cu ea și să o renovezi, da? Sau să începi demersurile. Clădirea, știm cu toții, sau dacă nu vă informez, este în proprietatea Ministerului Administrației Interne și dată spre administrare Prefecturii Bacău. Ca atare, doar o igienizare putem face și acea igienizare doar pe partea care ne este nouă dată în administrare.
de jumătate din clădire. Nu asta este soluția, împreună cu domnul prefect, unde am găsit înțelegere, facem acest demers juridic, nu numai județul Bacău, am luat legătura și cu ceilalți colegi din țară, ca să vedem situația juridică a fiecărei clădiri și să facem acest demers 10, 15, 20 de județe către Ministerul Administrației Interne. Ori ne prind buget pentru la anul și ne dau bani să renovăm acestea, ori le dau în administrare ca noi să putem să găsim soluții cele mai bune și să punem în valoare această clădire care este de patrimoniu. Vă mulțumesc mult de tot. Și vă doresc o zi bună în continuare și o lună.